Veste bună pentru sute de olteni în prag de sărbători. Aceștia scapă de grija reparațiilor la mașină pricinuite de starea dezastruoasă a drumurilor din județ. Consiliul Județean va demara anul viitor lucrările la 3 drumuri județene din localitățile Voineasa, Colonești și Bărăști. Întreaga investiție pentru cele 3 porțiuni de drum se ridică la aproape 8 milioane de lei, cea mai mare alocare bugetară fiind pentru DG657B Comuna Colonești. Costurile sunt suportate în întregime de Consiliul Județean Olt. În urma aprobării indicatorilor de astăzi și după ce se va aproba bugetul pe anul următor, ele vor fi conform procedurilor scoase la licitație. În ședința de astăzi, consilierii județeni au aprobat documentația tehnico-economică, cea care stă la baza demarării lucrărilor. Modernizarea celor 3 drumuri județene ar trebui să ia startul anul viitor. Este vorba despre 2 porțiuni de drum, 2 alunecări de teren pe care încercăm să le refacem, cea de la Colonești și cea de la Bărăști. În ceea ce privește porțiunea de drum de la Voineasa, aceea este în continuare încă din pământ și încercăm să o asfaltăm din bugetul propriu al Consiliului Județean. Lucrările sunt programate a începe anul viitor și au ca termen de execuție între 5 și 10 luni. Acestea presupun refacerea întregii structuri rutiere cu strat, fundație de balast, strat superior de fundație din piatră spartă, strat de legătură din beton și strat de uzură.